Ce influencer ți se pare că nu ar trebui să fie influencer? Eu mă gândesc la o persoană, dar nu vreau să spun pentru că... Zio! Și n-am treabă, dar prefer epilată. Ia, așa, unul la mine, așa. Astăzi, prieteni, o să facem adevăr sau bei alături de prietenul meu bun, Sebi. Bună ziua! Iar Andrei o să pună întrebările. Ok, prima întrebare. Stai! Înainte de prima întrebare, noroc. Noroc. Trebuie să bei și tu! Eu nu te dau. Poate să bei! Păi e de început! Da, exact, trebuie să bei. Când ai noroc, trebuie să bei, da. Că nu merge. Noroc, stai! Noroc! Aici bem seltzer. Care este cel mai nasol lucru pe care ți l-a făcut un băiat? Zi tu primul, Sebi. O fată. Băiat sau o fată? Pentru tine o fată, faci mai excepție. Băi, sincer, cel mai nasol lucru nu prea pot să spun pe vlog, dar o să vă spun unul dintre... Ei, așa. O să vă spun unul dintre cele mai nasoale lucruri pe care le-am făcut eu, dar sper să nu mi-au hate, eram copil, eram mic, nu știu. Nu, pe care ți l-a făcut o fată. Cel mai urât lucru pe care l-a făcut o fată a fost să mă înșele și după aia să zică că nu. Și după aia eu arătam conversații, ba da, și plângeam, nu! Puțin cam specific. Ok, cel mai rău lucru pe care cred Stai, eu sunt. Nu. Okay. Cel mai rău lucru pe care cred eu că mi l-a făcut un băiat e atunci când mergeam niște pe stradă și a venit tipul ăsta cu mașina din spatele meu și s-a oprit și mi-a spus să urc la el în mașină. Și-a urcat? Da, nu, logic. Ce ai zis? Era cu mine telefon. Da. M-am speriat foarte tare, efectiv, gen, mi s-a părut cel mai rău lucru. Era tânăr, era bătân, cum era? Nici mai știu, cred că era middle age. Era frumos? Nu. Dacă era frumos, te urcai? Nu, niciodată. Dacă avea Lamborghini, te urcai? Nu. Dacă întrebam măcar, hei, poți să-mi dai și mie numărul tău sau hei, cum te cheamă? Nu mă panicam așa tare, dar efectiv mi-a zis să urc în mașină. Să urci în mașină și nici măcar n-a spus înainte, femeie regină, ca? Și după mi-a tăiat calea și am luat-o la fugă și am ajuns efectiv în 2 minute acasă. Și era cu mine telefon. Da, nici nu auzeam ce ziceam, deci mi-am căzut că... Fugi mai tare, fugi! Zic, mă, glumește! Dacă ești băiat și te gândești vreodată, hai să urmăresc pe fata asta în timp ce eu sunt în mașină. Sau chiar dacă nu ești cu mașina, nu mai faceți asta, vă rog eu. E foarte spăimântător, mai ales pentru noi ca fete. Efectiv, e oribil, e cea mai oribilă experiență. Asta era activitatea mea preferată. Nu ne crește. Deci nu zicem și invers, gen. Cel mai lucru... Nu, nu ne interesează. Okay. Treci peste. Chiar vreau să zic, să mă descarc. Da, dacă mă interesează, să fac și eu clipul ăsta cu Deni. Cred că o facem dacă strângem 10.000 de like-uri. Nu cred că a strâns niciodată Deni atâta pe canalul ăsta. Și dacă hai să vedem. Abonați-vă să vedeți și clipul ăla. Ce influencer ți se pare că nu ar trebui să fie influencer? Adică cine nu-și merită pâinea, practic? N-ai voie să-ți fie pe tine. Din punctul meu de vedere... Din punctul meu de vedere... Din punctul meu de vedere, cred că toți tiktokerii. De ce? Mi se pare prea easy. Ce ură se uită, what the fuck? Toți tiktokerii. Și nu-s tiktoker. Fac tiktokuri așa în lume, gen, dar... Mi se pare că tiktokerii, nu știu, au prea multă popularitate foarte ușoară. Eu am muncit ani de zile ca să am un pic de popularitate. Aici mi se pare că greșești, cred că și mă au popularitate așa, wow, dacă merg pe sărat nu știe nimeni. Prea easy să fii tiktoker și prea supraestimat. Mă, cum durazolule, ce-ți pasă? Ar trebui să iei un pahar pentru că te-ai încurcat de 4 ori timp ce ai spus asta, sincer. Nu, că a răspuns. Ba, s-a obosit, deci în caz că mai mă bâlbâi, am stat 7 ore la tatuaj și n-am... Cred că Sebi a vrut să facă acest lucru cu mine doar ca să-mi da. Da. Să-l pus la dă brandul, să-ți prieten cu mine. Așa, da. Perfect. Tu, Deni? Eu. Ne-am zis de mine. Eu mă gândesc la o persoană, dar nu vreau să spun pentru că zio, vreau... Nu, spune! Spune! De ce? Pentru că... Spune, nu știu, prenumele și îl bipă. Nu, spune de pe ce... Spune de pe ce platformă e. Și YouTube și TikTok. Da? Și Instagram n-are ce spune. Ba da, logic. Cu ce începe? Nu. Hai, zic cu ce începe. Eu cred că începe să o enerveze. Da, chiar nu vreau să spun pentru că o să fiu rea dacă spun. Și nu mă hai, mă zic, băie, spune de băia sau fată? Nu spun. Spune! Hai, dacă zici că dacă e băia sau fată, nu o să se prinde nimeni. Nu. Da, e efectiv vara de mii jumate. Zi, Deni! Măcar atât. Zi spune. Dacă e băia sau fată. Nu o să zic! Ok, atunci bea. Păi asta voiam să fac. Hai, măcar zine mă. Pe tot! Sebi. Yes! Father. Epilată sau neepilată? Sincer, nu am prea... Dar zici că se retard... Și n-am treabă, dar prefer epilată. De ce? Nu știu, am să vreau. La general, dar vă spun și
legat de mine. Okay. Eu, preferința mea, e să fiu epilată. Dar nu judec pe nicio fată care nu e epilată, pentru că fiecare face ceva cu corpul ei, adică... Da, gen epilată la da, seama, așa, da. Dar nu suport gen fetele alea care nu sunt epilate la sub braț. Mamă, ce cringe. Eu n-am nimic cu ele, doar că nu înțeleg de ce trebuie să strige. Adică, ok, înțelegem că ești în regulă cu asta și nu zice nimeni nimic. Ok, care este cel mai oribil lucru pe care l-ai făcut cuiva? Gen fata? Ce ai făcut? Bă, sincer, deși îmi pare rău, cel mai urât lucru pe care l-am făcut unei fete a fost să-i spun să-și cumpere bilet că plecăm în vacanță și după ce l-o cumpăram mă despre stea. Și a plecat singură în vacanță? Nu mai plecat, îți dai. Tu, Deni? Nu știu dacă să zic sau nu. Dacă schimbă lumea părerea despre mine. A, oricum nu contează. Dar e foarte urât. Zi. Dar era mică. Da, asta e și scuza mea. Ok, deci eram la mare și aveam o verișoară care a venit cu noi doar pentru că s-a plâns cum că ea de ce nu vine cu noi. Și m-a enervat așa tare că eu cu sora mea și celelalte verișoarele mele ne-am aliat oricum împotriva ei și aruncam costumul de baie de pe terasă și a venit patronul hotelului să ia costumul de baie și era fix așa putin. Ai făcut vreodată o alegere proastă? Cine scrie întrebările astea? Da, eu. Și beau în cinstea alegerilor mele proaste. Trebuie să înțelegi cum merge. Trebuie să nu răspunzi. Să nu înțelegi cum merge jocul ăsta. Da, da, mă știu. Da. Eu? Nu. Sau ziceți voi. Ce ai căutat ultima dată pe Google? Nu știu că eu când caut ceva, mă bag pe modul privat. De ce? Ca să nu rămân acolo. Ultima chestie căutată, bilete avion, Timișoara, București. Eu am căutat Felix Mallard înălțime. Cine e Felix Mallard? Un actor foarte frumos. Ia să-l văd și eu. Da, ultima căutare a mea pe Google e Purgatoriu. Ai fake-uit vreun orgasm? Scot pe tine. Nu, logic, că n-am cum. Tu, Deni? Ce faci? O secundă. Le încerc. Le-am durat de toate. Cum adică? E da sau nu? Logică, da. Fiecare fată a făcut asta odată. Măcar spune-mi dacă m-am prins. Logică, nu te-ai prins. Care e poziția ta preferată? Nu ferește. Nu pot să zic eu? Chiar nu-mi doresc să știe lumea asta. Ok, puse. Poziția mea preferată este gen când eu stau așa întins, da? Așa, fix așa? Așa. Pe scaunul meu? Ea e așa, culul la mine, sta așa. Ok. Nu știu cum se numește. O să numim Sebi Style. Sebi Style. Care e aplicația ta preferată? Instagram. Cred că TikTok. Da? Da. Ce normi, se stau doar pe YouTube. Ai avut vreodată un wet dream cu unul din prietenii tăi? Persoanele de față se excludă, ai înțeles, Sebi? Da. Da sau nu? De visat n-am visat. De gândit m-am gândit. Cu cine? Nu zic. Ia, ce? Nerec. Nerec. Nici eu nu vreau să zic pentru că după ce am avut acel vis n-am vrut să mai dau ochii cu persoana aia. A, mi-ai zis, am uitat. Andrei. Oribil. Ok. Hai să facem refill. Yes. Dar nu-l bea. Nu-l bea. Decât dacă nu-l spui. Check, hai, vreau acolo. S-a terminat tu, ai tu. O melodie pe care o ador, dar consider că altora nu le place. Eu știu și Andrei știe că ador omul ăsta. Poți să dau prima melodie 5 secunde? Îl cheamă Quando. Deni, tot timpul când se conectează la mașină, începe piesa de la băiatul ăsta, că e prima în ordine alfabetică și are Apple Music. Ca... Eu îl ador. Vă place? Scrieți comentarii dacă vă place. Mie mi-a plăcut foarte mult. Așa se numește melodia în caz că vreți să căutați. Andia, sfârșitul lumii. Ție nu s-o place. Mie îmi place. Mie îmi place foarte mult. Dar te voi iubi, frate. Și e și șmecheră, Andia. Da, e șmecheră. O știu pe Andia, să știți. O cunoaștem. Cunoaște, petele noastră. Ok, ultima întrebare. Ce nu-ți place la industria în care te afli? Că e plină de șerpi. Da? De micinoși. Is it? De... ăștia care te înjunghi pe la spate. Pe bune? Da. Nu mă refer la noi. Păi da, dar nu am observat. Mă refer în general. Eu chiar n-am observat. Ție, Deni? Mie, personal, nu-mi place nevoia asta a anumitor persoane de a fi aroganți așa cu oricine. Adică, de ce? De ce? De ce? Și, pe lângă asta, cunosc persoane care tot timpul, dar nu înțeleg de ce fac asta, de exemplu, când sunt cu
voi, prietenii mei din industrie, eu nu știu nevoia asta să mă afișez cu voi și să spun tuturor cât de bun prieteni suntem noi, știi? Chiar suntem. Da, exact, exact. Și la un moment dat eram cu o prietena mea, nu o să zic cine. Nu e adevărat. Și eram cu ea acolo și vine fata asta din industrie și era nu știu ce, și efectiv mi-au furat tot timpul ca și cum voia să demonstreze cât de bună prietena e ea cu prietena mea. Și eram ceva de, frate, cu mine pleacă acasă, adică voi nici nu știți. Da, mă, mie nu-mi place la industrie că tipul ăsta are 10.000 de like-uri, nu înțeleg ce așteptați. Like. Da, băi, dacă facem 10.000 de like-uri, chiar o să fac și eu challenge-ul ăsta cu Danny. Chiar nu vreau. Stai, că mai vreau. Pentru că o să scrie Danny întrebările și nu vreau așa ceva. Și am abonat să vedeți asta. Ok, cam atât cu acest vlog. Uitați-vă la urmă, mă deruși. Noroc. Noroc. Nu mai are.